Consilierii PAS din cadrul primăriei municipiului Chișinău au propus creșterea compensațiilor pe timp de iarnă pentru locuitorii capitalei. Anunțul a fost făcut de președintele fracțiunii în CMC, Roman Cojuhare, care a subliniat că, pe lângă suportul acordat de guvern, este necesar și un ajutor venit din partea autorităților publice locale. Potrivit lui Roman Cojuhare, fracțiunea PAS va veni cu un proiect de decizie pentru creșterea compensării costurilor facturilor în perioada rece a anului la resursele energetice. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, la următoarea ședință, va înainta decizie pentru creșterea compensației la resursele energetice, mai exact la agentul termic și la gaz, de la 40% la 60%. Deci până acum a fost 40%, fracțiunea PAS va înainta propunere de majorare la 60%. Implementarea deciziei propuse de PAS alături de intervențiile deja făcute de guvern vor duce practic la atenuarea totală a impactului negativ al creșterii prețurilor pe piața internațională. Totodată, consilierul PAS, Dumitru Ivanov, a menționat că în contextul crizei pandemice la care s-a ajuns și cea a gazelor, administrațiile publice locale trebuie să-și revadă prioritățile cu privire la implementarea unor proiecte mai puțin importante și să vină cu ajutor. În această perioadă este nevoie de consolidarea eforturilor atât la nivel central cât și la nivel local. Pe lângă pachetul de suport din partea guvernului, fiecare administrație publică locală trebuie la fel să identifice soluții pentru a oferi ajutor cetățenilor, în special acum pe timp de iarnă. În contextul crizei pandemice, la care s-a adăugat și cea a gazelor, primăriile trebuie să-și revadă prioritățile cu privire la implementarea unor proiecte mai puțin importante și să vină cu ajutor. Regulamentul actual are mai multe lacune și este unul inechitabil. Proiectul urmează să fie examinat de Consiliul Municipal Chișinău. Modificarea ar viza peste 20.000 de beneficiari din capitală.